Alături de mine, Cristi. Bună, Cristi! Bună. De cât timp joci poker? De 15 ani, aproximativ. Cum ai început să joci poker? Prima dată cred că am văzut la TV și apoi, nu știu dacă pot să zic, era o platformă. O anumită da, nu mai este acum, cred. Și acolo am jucat primele turnee gratuite, apoi m-am mutat pe altă platformă și tot așa. Îți place să joci poker online față de pokerul live? N-aș putea zice, deși mai mult am jucat online, dar e mai frumos live, mai atractiv. Cum definești tu pokerul? Ca un mijloc de a mă recrea. Eu nu sunt profesionist, joc de plăcere. Și... Cum ai ajuns la masa Midnight Poker? Cum a început totul și de ce te-ai înscris? Cum ai câștigat? Ce te-a atras la Midnight Poker? Știam că dacă o să ajung în primii șase, o să vin aici și de asta mai mult pentru experiența asta. Iar acum, ultima dată, eram la o petrecere pe Eclisura Dunării și n-am fost hotărât să joc turneul ăsta. Am intrat destul de târziu, mai aveam 20 de blinduri și m-am dublat de două ori. Și apoi totul a mers bine până la sfârșit. Ți-ai făcut o strategie sau preferi să lași jocul de la sine, misiunea de la sine? Da, nu. Să nu ies prim, să stau cât mai mult. Păi atunci hai să vedem ce o să faci. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!